A doua zi întotdeauna vizitez și școala Montesano. De 9 ani am văzut-o crescând sub ochii mei. Parte dintre copii sunt veniți la grădința Montesano și e minunat să-i văd cum se schimbă de la an la an. Prima oprire este la biroul Cătălinei Directoarea, unde o găsesc și pe Mihaela, coordonatoarea echipei pedagogice. Mergem în cancelare unde mă așteaptă întreaga echipă pedagogică pentru a discuta provocările noului an legate de meniu, copii noi, preadolescență, diferite comportamente alimentare și împreună încercăm să găsim soluții potrivite pentru școlari. Am bucuria de a asculta și mărturia unei profesoare care s-a alăturat de curând școlii și care ne povestește cu entuziasm schimbările neașteptate în bine din momentul în care a început să mănânce de la școală. Acum mai mulți ani am văzut cum iau masa școlare din Japonia și cu bucurie susțin că se poate face același lucru și în România. Copiii se echipează cu șorțuri pentru a pregăti masa, iar cei pe care îi vedeți acum sunt din clasa pregătitoare. Contează mult mai mult încrederea și libertatea care li se oferă în a pune singuri mâncarea în farfurii și mai puțin contează dacă au vărsat puțin pe lângă sau dacă au murdărit farfuria. Extrem de important este faptul că știu cât să pună și ce anume în farfuria fiecăruia în funcție de preferințele culinare și le respectă cu multă iubire față de colegi. Masa începe cu o zicere, se continuă liniște și la final fac singur curat. În toate clasele este la fel de multă disciplină. Profit de ocazie ca să aflu direct de la copii care feluri le plac și care nu și ce și-ar mai dori să fie adăugat în meniu. La final plec cu sufletul plin de bucurie.